fiecare miercuri, seara are ori, câteva ore de rugăciune și se adună frați acolo și într-o împrejurare a venit Duhul Sfânt și a vestit un cuvânt de prorocie în el, un cuvânt de prorocie în dreptul unui frate și a spus în dreptul fratelui respectiv un lucru care era simplu pentru el dacă îl făcea. Și a spus un singur lucru, că așa vorbește Duhul Sfânt, scoate-ți aparatul din casa ta! Scoate-ți aparatul din casa ta! Că dacă nu scoți aparatul din casa ta, îți vei pierde în scurtă vreme soția. Și poate mulți vă gândiți că e aparatul de televiziune sau aparatul de telefoane mobile. Nu a fost așa, fraților. A fost un aparat de epilat. Nevasta lui a băgat în casă un aparat de epilat, a început să se epileze și Duhul Sfânt a vestit că știa ce se va întâmpla și a vestit Duhul Sfânt și nu a ascultat omul de Duhul Sfânt. Și în 2 ani de zile a intrat un duc de curvii, a început fusta să fie mai scurtă, a început să-și pune tocuri nevasta lui în picioare, a început să-și iei zorzoane pe dânsa și fratele nostru a pierdut nevasta.